Nu întâmplător că lui Ioan Damnesc medalia jubiliară de 145 de ani de existență a Colegiului Național Unirea. Unire care s-a
realizat acum 142 de ani. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați primit așa de frumos, așa de mulți copii de vârsta dumneavoastră, care, sigur, îmi răscolesc și mie niște amintiri, cu cât atâția ani în urmă. Trebuie să fiți mândri că sunteți elevii acestui liceu de tradiție, acestui Colegiu Național Unirea din Focșani. Eu vă urmăresc! Am să vă fac o tumură urară. Să dea Dumnezeu ca peste 50 și ceva de ani să fiți în locul meu. Dumneavoastră, în această ocazie, aveți posibilitatea să vă procurați un calendar care este de o altă ținută, tipografică, la mod de altă zbire, o să vedeți, în care aveți toate aceste minunate fete pe parcursul primului an, 2011, iar ele vă stau la dispoziție să vă dea la cerința dumneavoastră autografe în dreptul fotografiei fiecăruia. Vă invit și sper că ne vom revedea diseară la ora 18 la sala sporturilor Vrancea, unde echipa de fanbal olimpic va prezenta, va desfășura un meci demonstrativ, pentru că, din păcate, în orașul Focșani nu există încă o echipă de handball feminin, dar sper că în urma întâlnirii cu domnul primar al municipiului dumneavoastră să încep să-i inoculez microbul către acest foarte frumos sport. Mulțumim, domnul Gabrielescu. Eu vă spun că peste nu știu câți ani mă așteptam să spună peste un an tot aici, dar mă rog. Noi o să-l așteptăm cu mare dragul de câte ori va avea domnul din Focșani însoțit de echipă sau fără echipă. Deci urmează să ne deplasăm pe scaune la conferința de presă conform program. Și până atunci avem și noi salutul nostru. Atenție, 1, 2, 3 și... Cristina Neagu, declarată de loc întâmplător cea mai bună handbalistă a lumii în 2010. Și Valentina Alisa Dean Elisei, și ea, declarată mai de ună cea mai bună extremă din lume, care se află aici nu numai datorită calorilor sale, ci și datorită faptului că este din Focșani. Și acum o să-l felicitește cineva, domnul Gabrielescu, vă rog frumos. Activitatea clubului Orchemului cu Fulcea din ultimul timp, știți? S-au calificat în grupa finală a Ligii Campionilor. Despre multe dintre componentele clubului știți, pentru că au fost componentele echipei naționale care a câștigat medalia de bronz la campionatele europene proaspăt și probabil aflăm în vedere și planurile de viitor. Trupul poate copii în mâna mai lucrată, în viața de 1970. Mai. În 1978 a apărut în cadrul clubului secția de handbal. În 1980 echipa a promovat în Liga a doua, la Loică, la handbal. În 1982
a promovat pe prima scenă handbalistică a României, acolo unde activează de 29 de ani. În acești 29 de ani, echipa Olimpic s-a aflat întotdeauna pe podium, locurile 1, 2 sau 3. În acești 29 de ani a reușit ca de 16 ori să câștige campionatul României și de 13 ori Cupa României. Pe plan extern, pentru că echipa Olimpic într-un clasament neoficial al Federației Europene de Handbal, este pe locul întâi în ceea ce privește participarea neîntreruptă timp de 27 de ani în cupele europene. Grație faptului că echipa sau în acești 29 de ani s-a clasat în primele 3 locuri ale campionatului național și a câștigat an de an din 1983 dreptul de a participa în cupele europene. În cupele europene, echipa a câștigat de 2 ori Cupa Federației Internaționale de Handbal, a câștigat odată Cupa Cupelor, a câștigat de 2 ori Supercupa Europei, care este cea mai înaltă competiție la nivel de cluburi de handbal feminin din Europa, și cel mai recent, în mai 2010, a disputat finala Ligii Campionilor Europene. Finala care, din păcate, în reintroducția nu dispune decât o sală de 2000 de locuri și am fost obligați, conform cerințelor Federației Europene de Handbal, o finală de competiție europeană de Liga Campionilor nu poate să aibă loc decât într-o sală care are minim 3000 de locuri. A fost motivul pentru care această finală s-a desfășurat la București, în sala polivalentă, din păcate, până în prezent, singura țară de sport din România care are 5.000 de locuri. Am pierdut această finală în fața unei echipe foarte bune, în vorba de Viborg din Danemarca. În prezent, echipa joacă într-o nouă ediție a Ligii Campionilor, am trecut de partea grupelor inițiale, ne aflăm în grupa a întâia principală, a căror întreceri vor începe cu data de 6 februarie anul curent. Sigur, în această perioadă, Olimpicul a furnizat an de an elemente jucătoare locului național al României, care a realizat de-a lungul timpului, din 2 în 2 ani se joacă un campionat european, din 2 în 2 ani se discută un campionat mondial. România a fost echipa care, din 1950 în pace, a participat la toate edițiile campionatului european. În prezent, anul acesta, știți foarte bine, sper convins că și dumneavoastră ați urmărit jocurile echipei naționale. Din 17 jucătoare, 11 au fost și sunt componente ale acestei echipe campioane a României, Olimpic Râmnicu Vâlcea, care au reușit pentru prima dată în istoria handbalului feminin românesc să-și adjudece locul 3 și medaliile de bronz la un campionat european. Sunt performanțe care se datorează, în primul rând, talentului nativ al acestor mari jucătoare.